Copiii românilor care muncesc legal în străinătate pot primi alocații mai mari decât cele oferite în prezent de statul român. În loc de 10 euro, pot beneficia de sume între 24 și 300 de euro, în funcție de statul în care sunt angajați părinții. Prea puțin dintre giurgiuvenii care lucrează peste hotare știu însă că au acest drept și astfel ajung să piardă banii pe care cei mici i-ar putea primi lunar. Poate transfera alocația copilului în altă țară doar în momentul în care ajunge acolo, iar statul respectiv ne cere formularul european pe tipul de formular pe care îl folosește fiecare stat. Nu poate pleca de aici cu alocația copilului să meargă în statul respectiv și să ceară contravaloarea de acolo până când statul respectiv nu stabilește clar dacă beneficiază sau nu beneficiază de acest drept. Giurgiuvenii stabiliți în Italia, Germania, Olanda și Elveția au solicitat statului român obținerea de alocații din aceste state ale Uniunii, cu ajutorul formularelor europene pentru obținerea alocațiilor ce se cuvin minorilor. Directorul Agenției de Prestații Sociale Giurgiu spune că potrivit legislației europene, pentru fiecare an de plată se cer date despre beneficiarul prestației sociale din țara de origine. Conform unei statistici, anul trecut, aproape 400 de giurgiuveni care muncesc în afara țării au întocmit documentații pentru mutarea alocației de stat pentru copii în alte țări decât România. Aproape 100 de cereri au venit din Italia, alte 73 din Germania și aproape 70 din Luxemburg și Elveția.